Nu doar în București se fac fapte bune și nu doar la marile sărbători. În cadrul unei acțiuni sociale inițiate de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oferit astăzi 300 de pachete cu alimente neperisabile. Printre cei care vor avea o masă mai îmbelșugată de Sfintele Paști se numără și romii de la Patarât. Înalt preasfințitul Părinte Andrei le-a amintit persoanelor prezente că în această săptămână orice creștin încearcă să lucreze fapte duhovnicești. Suntem în săptămâna pătimirilor. Orice creștin în această săptămână încearcă să facă câte ceva din punct de vedere duhovnicesc. Și la lucrul acesta ne ajută și slujbele din biserică. În una din ele se zice așa: mergând Domnul spre patima sa cea de bunăvoie, le-a zis ucenicilor pe cale: iată, ne suim în Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâna păgânilor ca să facă cu el ceea ce este scris. Răspunsul nostru: veniți și noi cu inimi curate să mergem împreună cu el și împreună cu el să ne răstignim față de toate răutățile din lume, auziți? Ca să putem și învia împreună cu el. Lucrul acesta îl urmărim. Să murim față de răutăți, să rămână numai lucrurile bune din noi și sărbătorile Paștelor să vină cu multă liniște. Înalt preasfinția sa le-a oferit persoanelor nevoiașe 300 de pachete cu alimente neperisabile necesare pentru sărbătorile pascale, însă în total au fost pregătite 600 de pachete, celelalte urmând a fi împărțite în zilele următoare. Darurile au fost cumpărate de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului cu sprijinul asociațiilor Filantropia Ortodoxă și Cristiana din Cluj-Napoca. A devenit deja o tradiție ca în preajma sărbătorilor de Paști și nu numai, asociațiile Cristiana și Filantropia Ortodoxă din Cluj-Napoca să pregătească pachete cu alimente și produse neperisabile pentru persoanele defavorizate aflate în evidențele sectorului misionar social al Arhiepiscopiei Clujului. Nădăjduim că prin acest demers caritabil am reușit să aducem puțină bucurie și nădejde în sufletele celor care au de cele mai multe ori nevoie de sprijinul și ajutorul nostru. La sărbătorile mari de peste an, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului oferă mereu pachete cu alimente neperisabile și produse de igienă. De asemenea, în fiecare săptămână, prin intermediul sectorului social filantropic, acordă pachete cu alimente și sprijin financiar persoanelor aflate în situații dificile. Le mulțumim celor care au făcut posibil să primim acest pachet. În condițiile actuale, cu toate scumpirile, e foarte bine primit și mulțumim asistentelor sociale care ne ajută și ne îndrumă. Fiți binecuvântați, Doamne ajută! Mulțumim pentru ajutorul care ne le acordă tot restul anului, nu numai astăzi, pentru că eu sunt o mămică cu 2 copilași bolnavi și mi-e foarte de ajutor tot ajutorul care mi l-a acordat Metropolia Clujului. Dumnezeu să le dea răsplată pentru tot ce face toți din biserică, fiindcă eu, soțul meu este foarte bolnav, paralizat și eu am ceva probleme și le mulțumesc pentru tot binele pe care dă la toată lumea. Vedeți câtă lume e săracă în lumea asta și veniturile sunt foarte mici și de aia venim aici. O fericire, o bucurie sufletească, pentru că e un gest foarte frumos din partea comunității și a bisericii, că mai sunt cu gânduri alături de familii nevoiașe. E o bucurie imensă, mai ales la situația pe care o am eu și în fiecare an tot așa sunt bine primită din partea părintelui. În prezent, Arhiepiscopia Clujului are 55 de proiecte și programe sociale prin care acordă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, medicamente, îngrijiri medicale și paliative, educație copiilor și tinerilor și alină suferințele celor bolnavi. Astfel, în anul 2021, în scop filantropic a fost cheltuită suma totală de 18.352.363 de lei, de care au beneficiat 17.324 de persoane, printre care un număr însemnat de persoane de etnie romă.